Întrebarea. Susțineți acordul cu femeii recent semnat? Cetățenii au obținut răspuns la această întrebare, da, la emisiunea trecută. Ne pare rău dacă doamna Sandu, nu da a fost sau nu? Atent. Păi spuneți la cetățeni, susțineți acordul cu femeii sau nu? Cetățenii au răspuns la întrebare. Dumneavoastră, concurență. E problema. Păi da sau nu? Păi spuneți întrebarea, da, nu sau pas? Care e problema? Eu vă invit să revenim la dezbaterea noastră. Este important, doamna, eu pur și simplu o să amintesc. Doamna Sandu a spus că susține acordul cu femeii și, de fapt, se laudă că în CV-ul dânsei a activat în diferite instituții internaționale. Dar atunci când dumneavoastră a susținut acest acord și a spus ferm da, ea nu știa, probabil nu a citit acest acord. Și vreau să spun câteva lucruri importante din acest acord. Punctul 31, pagina 14, care presupune majorarea vârstei iar pensionare. Punctul 32, pagina 15, care presupune majorarea tarifelor. Și doamna Sandu a spus că susține acest memorandum cu femeie. De aceea, stimați concetățeni, să înțelegeți bine pe cine veți vota în funcția de președinte. Cel care merge la majorarea vârstei de pensionare și a tarifelor? Sau cei care vor asigura stabilitate în Republica Moldova? Sunt...